Pe 12 și 13 decembrie, la Tokyo, capitala Japoniei, s-a desfășurat All Japan Robot Sumo Tournament, cel mai mare concurs de robotică din lume. Competiția a reunit 43 de echipe din 15 țări din întreaga lume, printre care și România, care a reușit să ajungă în etapa internațională a competiției după ce a câștigat fazele intermediare. În cazul românilor, studenții ai Facultății de Electronică și Telecomunicații și ai Facultății de Automatică și Calculatoare din București, accederea în finală s-a făcut după participarea la competiția desfășurată în Viena, Robot Challenge Viena, și câștigarea competiției Robo Challenge din București. România a participat la categoria roboților autonomi cu 3 echipe, 2 din București, Flex Team și Evo Robotics, și una din Cluj, Precision Robotics, și 7 roboți Wolf, Schrödinger, Bonfire, Kraft, Wall-E, Rugina și Pufoșenia, dintre care 3 roboți Wolf, Schrödinger și Kraft erau calificați automat în urma competițiilor de la Viena și București, iar 2 roboți Bonfire și Wall-E au acces în finale după precalificări. La Tokyo, la cea de-a 27-a ediție a concursului internațional de robotică, am avut 2 echipe. O echipă Flex, din care facem și noi parte, care a participat cu 2 roboți, și echipa Evo, care a participat cu un robot. Ne-am dus cu speranțe mari pentru că am investit foarte mult în roboți. Am urmărit ultimele concursuri și am văzut nivelul tehnic și am abordat acel nivel tehnic. Concurența este acerbă, regulile de concurs sunt foarte stricte, nivelul tehnic este foarte ridicat și ne-a fost puțin cam greu, dar am avut rezultate foarte bune. All Japan Robot Sumo Tournament a inclus 2 categorii, una dedicată roboților teleghidați și alta pentru cei autonomi. La categoria roboții autonomi s-a clasat Karot Team din Turcia cu robotul Sakin, pe locul 2 fiind Flex Team cu robotul Wolf, pe locul 3 Evo Robotics cu robotul Bonfire, iar pe 4 Flex Team cu robotul Schrödinger. România s-a clasat pe locul 2, locul 3 și locul 4. Efectiv, am invadat podiumul de la Tokyo. Normele de concurs au fost foarte stricte, japonezii sunt oameni foarte corecți și foarte atenți la detalii și în acest context a trebuit să ne descurcăm în acest concurs. Echipele românești premiate au fost compuse din Adelina Bratu, Adrian Gaspar, Andreea Beciu, Bogdan Istrate, Cristina Teodorescu, Daniela Dobre, Olguța Popescu, Ovidiu Alexandru, Petre Slăvescu, Suzana Neacșu și Teodor Roșca din echipa Flex și Alexandru Rogozan, Alexandru Toma, Ana Maria Radu, Mihaela Gațu și Octavian Alexandru din echipa Evo Robotics. Cu performanța obținută în toamnă la Viena, la care se adaugă acum cea din Tokyo, studenților români pasionați de robotică nu le rămâne decât să-și propună ambiții și mai mari, chiar dacă beneficiază de puține resurse, atât financiare cât și materiale. Țintele sunt să urcăm pe podium pe primul loc, așa cum ne-am propus și la acest concurs. Vreau să menționez faptul că în toamna anului 2016, România a fost inclusă în acest circuit al concursului de robotică internațional și vom susține la București o nouă ediție a concursului internațional de robotică. În funcție de rezultate de la București, vom evolua la Tokyo în anul următor. În final, vă lăsăm să urmăriți câteva imagini din Tokyo, surprinse de unul dintre participanți, căruia îi place să descrie una din cele mai mari capitale ale lumii, drept orașul luminilor și la propriu și la figurat.